cine te asigură culmea nu la repetiții, ci după repetiție. Dar nu i-am spus nici măcar pe Cătălin, nu i-am spus decât dimineața instructorului, coreografului nostru, domnul Șușu Petru, căruia îi mulțumesc, și Elenei. Unde ești, Elena? Elena, te rog să vii aici lângă noi. Elena ne-a făcut repetiții cu noi și dimineața m-a sunat într-un suflet ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și am spus, dansez cu Cătălin. Nu i-am spus nici măcar cu Cătălin, Cătălin a aflat în seara aceasta aici, i-am făcut surpriza, dar colegii mei ortopezi care m-au văzut dimineața, mulțumesc, Elena. Colegii mei ortopezi care m-au văzut dimineața și mi-au spus, da, știu ce vrei, vrei să fii un sportiv din ăla care să-l ia după aia cu tata, tu nu te lași până când nu termin. Nu am vrut să mă las până nu am terminat ceea ce mi-am pus în gând și vreau să nu vă lăsați până când nu cumpărăm o șenilietă pentru ambulanța Iași. Eu vă mulțumesc din suflet, sper să vă fie și plăcut, îmi pare rău că nu am fost în formă completă, dar a ieșit bine, că Cătălin m-a ajutat foarte mult, iar în continuare veți avea surprize. Da, și te rog să nu pleci, Camelia, pentru că ai făcut o promisiune și vreau să știu dacă te ții de această promisiune în condițiile în care, mă rog, nu mai ești în forma în care erai când ai făcut promisiunea, pentru că personajul se află aici, este vorba de domnul președinte al Consiliului Județean, căruia i-ai promis ce? Să dansez, mă duc, mă schimb și vin să dansez primul dans cu domnul președinte Cristiana Domniței. Mulțumesc! Ați auzit așa? Sunt gelos! Bogdanici, dansând după muzica lui Grieg sau Tchaikovsky, este minunat cum știe să se adapteze la orice situație.